De aceea noi, la România, în acțiunea asta vrem să facem, să aducem în fața comunității oameni cât mai bine pregătiți, că vor să intre în politică sau nu vor, contează mai puțin. Dar simplu fapt că participă la un eveniment în care vin ploieșteni sau prahoveni și sunt interesați de experiența lor personală, este un mare câștig. Pentru că din 30-40 de oameni care participă, este imposibil ca 2-3-5 să nu se gândească că ar trebui să facă mai mult decât au făcut sau că pot și ei la rândul lor să aibă o inițiativă astfel încât să schimbe în bine lucrurile, fie în blocul în care stau, fie la locul de muncă, fie, nu știu, în orice mediu în care merg la un anumit moment.